Hei, salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să fac un vlog despre noua noastră mobilă de bucătărie. După cum știți, cei care ne-ați mai urmărit și în trecut, am făcut mai multe vloguri despre vechea mobilă de bucătărie, despre țeapa pe care am luat-o. Noi am făcut mai multe greșeli. Acum, de această dată, am ales foarte bine. Suntem foarte bucuroși de rezultatul pe care l-am obținut. Într-adevăr, a costat mult, mult, mult mai mult, deoarece mobila din ziua de astăzi este mult mai scumpă decât cea pe care noi am făcut-o în urmă cu 4 ani de zile. Hai să vă arăt, hai să vă prezint și hai să vă spun cât a costat mobila de bucătărie, inclusiv electrocasnicele. Unele dintre ele le-am păstrat, unele dintre ele le-am schimbat. Și nu înainte de toate, vreau să-i mulțumesc lui Cristi pentru execuția foarte frumoasă a acestei mobile de bucătărie. Am avut ceva emoții pentru că am plătit și de o sumă destul de măricică pentru această bucătărie după ce luasem și prima țeapă și avem destul de mari emoții. Băi, o ieși bine, nu o ieși bine, dar până la urmă emoțiile astea s-au transformat în ceva constructiv și eu unul sunt foarte, foarte mulțumit de ceea ce a ieșit aici în spatele meu. Hai să ne uităm cu atenție. În primul și în primul rând vreau să vă spun de dimensiunile acestei mobile de bucătărie, care sunt destul de mari. Avem aici o deschidere de aproape 5 metri. Mai avem acolo un bar pe care o să vi-l arăt, are și acela aproape 4 metri, iar înălțimea ei este până în tavan, iar acolo noi avem 2,5 metri. Avem două corpuri, două rânduri de corpuri suspendate, avem o suprafață foarte, foarte mare de MDF vopsit. Acesta este un MDF lucios și vopsit, care este destul de scump, este o variantă mult mai scumpă decât Cupal. Noi fiind de bucătărie am ales să o facem din MDF. Față de mobila veche, unde aveam niște profile ca să deschidem sertarele, inclusiv aici sus, inclusiv la partea de jos și la partea de sub lat, care erau destul de incomode și care nu erau finisate cum trebuie, aici sistemul este puțin diferit. Avem un profil de aluminiu pus aici sub lat și setarele și ușile sunt un pic mai mici ca în momentul în care vrei să le deschizi să poți să le apuci foarte ușor. Mie îmi place foarte, foarte mult și luftul acesta care s-a format între uși și blat. Mie mi oferă așa o puțină eleganță și îmi place foarte, foarte mult. De aceea vă recomand varianta asta. Sincer să fiu, nu am văzut o mobilă înainte de a o executa. Mi-a arătat Cristi niște poze. Mi-a plăcut că în poze așa este, când vezi îți place, dar și realizarea este foarte, foarte frumoasă. Aici este noua zonă de unde am făcut mobilă. Aici aveam un bar din Rigips care era și la o dimensiune mai mare. Și am preferat să continuăm să venim cu linia blatului de bucătărie și să formăm aici tot din mobilier această porțiune. După cum se vede, încă avem de reparat pentru că am dărâmat. Și aici avem și un nou spațiu de depozitare pe care ne ajută foarte mult acest spațiu. Inclusiv aici până acolo în spate putem să depozităm foarte, foarte, foarte multe chestii utile în bucătărie. Se aude un zgomot de fundal pentru că aici avem o mașină de spălat vase și soția a pregătit, a dat drumul la vase, așa că dacă o să ne deranjeze sunetul ăsta de clătitul vaselor, îmi cer scuze pentru asta. Bun, ce vreau să vă mai arăt? Îmi place foarte mult zona asta de alb. Pur și simplu pune în lumină foarte, foarte mult această mobilă. Inițial vreau să o facem cu lemn, cu galben, cum a fost cealaltă, dar bine că ne-am răzgândit și am făcut-o pe alb, pentru că arată mult, mult mai bine pe alb, e mult mai luminoasă.
Sertarele de data aceasta se ridică vertical, la cealaltă se desfăceau orizontal și tot timpul te loveai cu capul în ele. Aici avem zona de cuptor. Avem cuptorul în care gătim. Aici avem cuptorul cu microunde. Acestea au rămas de la vechea mobilă pentru că ele funcționează foarte bine și nouă ne plac destul de mult. N-am ținut cont să cumpărăm anumită firmă, de exemplu ăsta de la Samsung, ăsta este de la Hansa. Pur și simplu ce ne-a plăcut, aia am cumpărat, să fie la niște prețuri decente. Ăsta cred că e în jur de 1000 de lei, ăsta este tot în jur de 1000 de lei. Aici este foarte bine porționată, cu polițe. La partea de jos, din nou, depozităm una alta. Așa am mers mai departe, avem încă o plită incorporabilă de la Hansa, la fel ca și cuptorul. Este tot plita cea veche, probabil că o să o schimbăm și o să cumpărăm una neagră, pentru că ne place cum arată negru împreună cu blatul acesta alb și cu zona aceasta de alb. Hota am schimbat-o, era din aluminiu, am luat-o pe aceasta neagră cu sticlă de la Franche. Mi se pare că funcționează și mai bine. Cealaltă aveam deja niște probleme cu ea și de aceea am schimbat-o. Și mergem mai departe și ajungem și la ghiuvetă și la baterie, pentru că și pe astea le-am schimbat. Dar nu înainte de a vă spune cât au costat și acestea. Plita Hansa a costat în jur de vreo 500 de lei atunci la vremea respectivă, nu știu acum cât mai costă. Și asta a costat în jur de 600 și ceva de lei, aproape 700 de lei, această hotă de la Franche. Aici avem ghiuveta. Înainte aveam o ghiuvetă rotundă, dar de data aceasta am schimbat-o și am luat această ghiuvetă neagră, pătrată, care este și foarte adâncă, o să vă arăt imediat. Și am schimbat și inclusiv bateria. Am cumpărat această baterie, care mi se pare mult mai ok și mult mai practică dacă vrei să o folosești și să speli vasele, dar noi le spălăm și la mașina de spălat vase, mai ales că acum am reușit să o punem în funcțiune. Ghiuveta asta a costat în jur de vreo 700 de lei și bateria în jur de vreo 400 de lei. Deci cam 1100 de lei ne-a costat zona asta de ghiuvetă și baterie, cu sifon inclusiv. Și vreau să vă arăt ceva care mi-e place foarte, foarte mult. Aici avem o bandă LED care luminează foarte bine și care pune în evidență această zonă albă, această zonă luminoasă a mobilei de bucătărie. Și această bandă LED are un senzor pe care o trec cu mâna și el se stinge. Din nou trec cu mâna prin fața lui. Pur și simplu ai trecut cu mâna prin fața lui și s-a stins. Sau treci cu mâna prin fața lui și se aprinde. Eu zic că mi se pare o chestie foarte, foarte mișto și foarte drăguță și pune în lumină foarte mult albul ăsta strălucitor al mobilei. Aici este zona de depozitare a gunoiului, după cum vedeți am montat un coș pe care ai deschis ușa și coșul devine accesibil, ai închis-o, se pune capacul. Aici avem o zonă de depozitare de sub centrală, după cum vedeți ușile se închid foarte ușor pentru că au amortizoare.
Bun, cred că e timpul să vă zic și cam cât a costat mobila asta. Eu am încercat să vă prezint așa cât de puțin. Nu v-am arătat aici la partea superioară. Avem pe push-up niște sertare care le se deschid în felul acesta și sus acolo avem o pazie foarte drăguță care face ca mobila asta să aibă așa un aspect mult, mult, mult mai drăguț. Mie îmi place foarte mult cu pazia asta, așa am văzut-o pe internet, așa am zis că vreau să mi-o facă și așa mi-a realizat-o. Da? Astea așa se închid. La fel și celelalte, că nu am învățat care e poziția lor, nu-mi lovește acolo în lustră. Avem câte 3 balamale montate pe fiecare ușă, inclusiv aici sus, inclusiv la partea de jos. Dacă ne uităm foarte bine la ușile mari, de exemplu, inclusiv la asta unde avem coșul de rufe, avem câte 3 balamale, la fel și la partea asta cu centrala, una, două, trei balamale, ceea ce oferă o rezistență mult mai sporită a ușii. Asta vi l-am arătat cum se deschid, sunt foarte ok. Așa arată mobila noastră și pe partea aceasta, pentru că fiind un bar către living, open space, cum se zice în ziua de astăzi, am preferat să punem un MDF lucios de culoarea albă către living, să fie diferită față de partea asta gri dinspre bucătărie, dar același alb pe care îl avem acolo în centru, ceea ce mie mi se pare că arată mult, mult, mult mai ok cu albul spre living, pentru că, nu știu, probabil vom amenaja din nou și acest living și vom merge tot pe culoarea albă și încă ceva. Acum când vorbim de prețuri, am preferat să mă așez jos pentru că consider că mobila asta nu a fost destul de ieftină și ne-a solicitat destul de mult financiar ca să o refacem. Hai să vorbim cam cât costă în ziua de astăzi o mobilă de bucătărie. Pe noi ne-a costat partea asta din spatele meu, a costat în jur de 25.000 de lei, deci de aproape 3 ori și ceva mai scump decât cea pe care am avut-o în trecut. Iar partea asta aici, de zona asta de bar, ne-a costat în jur de 10.000 de lei. A costat așa de mult pentru că și asta e făcută tot din MDF vopsit. Avem și pe partea cealaltă tot MDF vopsit dintre acesta alb, pentru că pe partea aia am zis că în living să fie de culoare albă și o să vă arăt și acolo cum arată. Deci, în jur de 35.000 de lei a costat numai mobilierul fără accesorii, da? Dacă punem și accesoriile, am zis că aici avem cuptoarele astea două, în jur de 2.000 de lei, 2.500 cu plita, 3.200 cu hota, 4.200 cu mașina de spălat, încă vreo 1.100 ghiuveta și bateria, deci vreo 5.200, sper că nu am uitat nimic. Deci, în jur de 40.000 de lei te costă o bucătărie în ziua de astăzi, de dimensiunile acestei bucătării, care nu sunt chiar mici, adică este o bucătărie medie spre mare, ca să zic așa, dacă e în considerare și barul acesta, dar și 40.000 de lei, adică vreo 8.000 de euro, nu sunt puțini. Mie mi se par foarte mulți bani la ora actuală ca să faci o mobilă de bucătărie, dar este necesară să ai o mobilă bună și de calitate care să te țină 10-15 ani, cel puțin. Eu sper că această mobilă să mă țină cel puțin 15 ani. V-am pupat! Nu uitați să lăsați un share, un comentariu sau ce mai vreți voi pe acolo. Dacă vreți să mai mă întrebați și alte detalii tehnice, vă pot spune orice, pentru că îl pot întreba pe cel care a executat-o și ne poate spune mult mai multe chestii despre ea decât ceea ce v-am zis eu. Eu v-am arătat-o cum arată pe ansamblu și v-am zis cam cât costă în ziua de astăzi o mobilă de bucătărie. Pa, pa!